mare joacă rolul soarelui, iar sfera mică joacă rolul pământului. Le-am plasat pe amândouă în această incintă și am pornit o descărcare electrică. Practic, sfera mare emite un flux de electroni care este echivalent cu vântul solar emis de soare. Acest flux de particule încărcate electric, care se deplasează dinspre soare spre pământ, ajuns în apropierea pământului, izbește magnetosfera și formează o serie de structuri interesante. Cel mai evident e că apar aurorele la polii pământului. Aceste cercuri ovale luminoase, aurora boreală în partea de sus și aurora australă în partea de jos. De asemenea, putem să variem intensitatea aurorei, simulând ceea ce se întâmplă în timpul unui ciclu solar, când intensitatea activității solare poate să scadă, ca acum, și automat intensitatea luminoasă a aurorei scade, sau putem să reprezentăm o situație mai apropiată de maximul solar, când intensitatea aurorei boreale este mult crescută. De altfel, nu fiecare sunt șanse egale pentru a vedea aurora boreală chiar de la locații în apropierea polilor. De asemenea, în apropierea sferei mici, în apropierea Pământului, în stânga și în dreapta, în cadrul acesta, se poate vedea o structură echivalentă cu magnetosfera terestră. Sunt aceste semicercuri formate de-a lungul liniilor de câmp, care încapsulează magnetosfera noastră echivalentă. De altfel, aceste semicercuri mai luminoase joacă rolul centurilor de radiații Van Allen. Și acum o să schimbăm polaritatea descărcării. Inversat polaritatea și acum repornim descărcarea. Dacă în configurația precedentă exista un flux de electroni dinspre sfera mare spre sfera mică, acum există un flux de electroni dinspre sfera mică spre sfera mare. Practic, direcția de curgere a curentului electric a fost inversată. Automat apar niște schimbări evidente. Acest disc luminos din jurul sferei mici, echivalentă Pământului, este oarecum asemănător cu un curent electric care există în realitate. De asemenea, vizual cel puțin, este foarte asemănător, de exemplu, cu planeta Saturn. Acum mai bine de un secol, s-a crezut că inelele lui Saturn ar putea fi explicate de un asemenea curent electric. Nu este cazul, știm asta. De asemenea, oarecum superficial, sistemul seamănă un pic și cu o gaură neagră, cu discul de acreție din jurul unei găuri negre. Putem să ne jucăm un pic aici, să vă arătăm impactul compoziției atmosferice din interiorul incintei. Dacă slăbim un pic vidul, dacă introducem un pic de aer în incintă, automat compoziția se va modifica și culoarea emisă, iarăși, se schimbă spre un roșiatic vișiniu. Și bineînțeles, putem să revenim la culoarea inițială dacă revidăm incinta.